Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. Județul Vrancea se află sub atenționare de cod portocaliu, de ploi abundente și instabilitate atmosferică. Atenționarea expiră marți la ora 10. În intervalul 3 iulie ora 10, 4 iulie la aceeași oră vor fi averse ce vor avea și caracter torențial pe parcursul zilei de luni, mai ales în Oltenia, Muntenia, sudul Banatului și local în Transilvania și Moldova, iar noaptea cu precădere în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și în sudul Moldovei. Ploile vor fi însoțite de descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină. În intervale scurte de timp s-au prins cumulare în județele Gorj, Vâlcea, Dolj, Olt, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Covasna, Vrancea, Telorman, Giurgiu, Ilfov, Ialomița, Călăraș și în municipiul București și în zona de munte a județelor Hunedoara, Alba, Sibiu, Brașov se vor înregistra cantități de apă de 50-70 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse peste 80-90 de litri pe metru pătrat, îndeosebi în județele Telorman, Giurgiu, Olt, Argeș și Vâlcea. Domnitorul Ștefan cel Mare a fost omagiat duminică la Focșani. Evenimentul a avut loc chiar la statuia domnitorului de lângă Muzeul de Istorie. La manifestare au participat autorități locale și cetățeni ai municipiului Focșani. Programul dedicat activităților de comemorare a 513 ani de la moartea lui Ștefan cel Mare a cuprins un tedeum, un mic recital susținut de corul pastoral din Focșani și interpreta de muzică populară Maria Murgoci. Despre importanța evenimentului a vorbit directorul Teatrului Municipal, actorul Sorin Francu. Ștefan cel Mare e o figură reper în istoria noastră. Ștefan cel Mare a fost unul dintre cei mai importanți domnitori care au contribuit la rezistența românilor pe aceste meleaguri. Sigur, legăturile lui cu Vrancea sunt, așa cum știm din legendă, prin Tudora Vrâncioaia, cea care l-a ajutat să răzbească în lupta cu turcii după ce inițial pierduse bătălia de la Războieni din Neamț. De fiecare dată, la 2 iulie, ne întâlnim astăzi aici, la bustul realizat de Florin Musta, bust care a fost inaugurat în anul 1993 și care, așa cum vă spuneam, a devenit un punct fierbinte pe harta municipiului Focșani. Așa cum ne stă bine, creștini ortodoxi fiind, vom începe acest moment aniversar cu un tedeum în cinstea lui Ștefan cel Mare. Un sobor de preoți a oficiat apoi o slujbă religioasă, după care s-a trecut la partea artistică a programului. Cel ce a înviat din morți Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale tuturor sfinților săi și cu rugăciunile Sfântului, voievod Ștefan cel Mare, cu rugăciunile sfinților și dreptilor părinți Joachim și Ana și ale tuturor sfinților săi, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și viitor de oameni. Ștefan cel Mare a fost domnul Moldovei între anii 1457 și 1504. A domnit 47 de ani, durată care nu a mai fost egalată în istoria Moldovei. În timpul său a dus lupte împotriva mai multor vecini, cum ar fi Imperiul Otoman, Regatul Poloniei și Regatul Ungariei. Biserici și mănăstiri construite în timpul domniei sale sunt astăzi pe lista locurilor din patrimoniul mondial. Festivalul interjudețean de muzică populară Comoara Vrancei a ajuns la ediția cu numărul 35. Concursul a avut loc duminică în amfiteatrul de la Năruja.
Pe scena festivalului au urcat concurenți din 12 județe, la cele 4 secțiuni, respectiv soliști vocali, instrumentiști, grupuri vocale și grupuri instrumentale. Festivalul Interjudețean de Muzică Populară Comoara Vrancei strânge în fiecare an la Năruja zeci de concurenți din toate zonele țării. Anul acesta în concurs au fost înscriși 40 de participanți din județele Bacău, Brăila, Bihor, Buzău, București, Brașov, Dolj, Neamț, Gorj, Suceava, Vaslui și Vrancea. Ca în fiecare an, concursul s-a desfășurat pe 4 secțiuni, respectiv soliști vocali, soliști instrumentiști, grupuri vocale și grupuri instrumentale. La cea de-a 35-a ediție, concursul a fost prezentat de îndrăgita interpretă de muzică populară și redactor-producător de emisiuni folclorice Gheorghița Nicolae. Întâiul gospodar al comunei Năruja, primarul Grigore Mihăieș, a reamintit istoricul cultural al comunei pe care o conduce și a urat succes concurenților. Prezent la eveniment a fost și vicepreședintele Consiliului Județean Vrancea, Dănuț Cristian. Comoara Vrancei, un concurs care se desfășoară de 35 de ani, unde participă de fiecare dată cu aceleași emoții, cu aceleași sentimente, laureați, câștigători, concurenți. Bine ne-am întâlnit sănătoși, iar în deschiderea acestui frumos eveniment, aș vrea să invit pe domnul primar, Grigore Mihăieș, un tânăr primar care, da, vă rog să-l aplaudați. Pentru că acest festival, care este o competiție a folclorului autentic, să se mențină, să transmită și să valorifice frumoasele noastre tradiții și obiceiuri, se cuvine să aducem mulțumiri Consiliului Județean Vrancea, Centrului Cultural Vrancea, care în parteneriat cu Primăria Năruja, Consiliul Local Năruja și Obștea Năruja, face ca acest festival să existe. Mulțumim ansamblului folcloric Țara Vrancei, condusă de distinsa doamna Maria Murgoci, care a răspuns invitației noastre de fiecare dată. Mulțumim concurenților care s-au înscris la acest frumos festival și le doresc succes de plin. Cu acest prilej declar deschise manifestările celei de-a 35-a ediție a festivalului concurs Interjudețean Comora Vrancei de la Năruja, dorindu-vă sănătate și să vă simțiți ca acasă. Vă mulțumesc! Iată, suntem la 35-a ediție. Astăzi, 2 iulie, zi în care în Biserica Ortodoxă Română sărbătorim pe Marele Domnitor Ștefan cel Mare și Sfânt. Domnitor care ne-a lăsat o moștenire impresionantă. O moștenire pe care voi, copii, trebuie să o duceți mai departe. Ba chiar dacă îți reuși să le-o spune și părinților. Poate unii au altă moștenire. Noi sperăm să ne întoarcem la dreapta credință. Vă mulțumesc, vă stimez și vă voi fi alături oricând. Cu emoții mai mari sau mai mici, îmbrăcați la fel ca și strămoșii din zonele de unde au venit, concurenții au urcat pe scenă și au prezentat cântecele din zona etnofolclorică pe care o reprezintă. Prestațiile tuturor au fost filtrate de juriul format din președinte Valentin Marin, manager la Radio România Antena Satelor, Ileana Vieru, redactor muzical la Societatea Română de Radiodifuziune și profesor dr. Marcel Ghinea, dirijor al orchestrei ansamblului folcloric Țara Vrancei din Focșani. Elevii școlii Via Music, condusă de profesoara Aurela Vaida, au obținut 6 premii la Festivalul de Muzică Ușoară Delfinul de Aur, unul dintre cele mai importante evenimente ale genului din România, care se desfășoară anual la Năvodari. Micuțele artiste focșenene Sofia Ciobanu și Maira Vrabie s-au clasat pe locul întâi și au câștigat premiile speciale la categoriile 7, respectiv 9 ani.
În perioada 29 iunie-1 iulie a avut loc la Năvodar ediția cu numărul 15 a Festivalului Internațional de Interpretare Delfinul de Aur, unul dintre cele mai importante evenimente ale genului din România. Elevii școlii Via Music din Focșani, condusă de profesoara Aurelia Vaida, au obținut 6 premii, dintre care 2 locuri, întâi prin Sofia Ciobanu, premiul special la categoria 7 ani, și Maira Vrabie la categoria 9 ani. Alte premii ale elevilor de la școala Via Music din Focșani au fost obținute de Giulia Andronescu, locul 3 la categoria 13 ani, Miruna Comănescu, locul 3 la categoria 10 ani, Ștefania Roberta Cioară, locul 3 la categoria 11 ani și Iulia Novac, premiul 3 la categoria 12 ani. Președintele juriului la Festivalul Internațional de Interpretare Delfinul de Aur de la Năvodari a fost cunoscutul compozitor Horia Moculescu. Turneul internațional de tenis de câmp Vrancea Trophy, Consiliul Județean Vrancea și Municipiul Focșani a debutat oficial astăzi cu obișnuita conferință de presă. Vremea a stricat planurile organizatorilor, care au fost nevoiți să amâne partidele programate pe parcursul zilei de luni. Vrancea Trophy, trofeul Consiliului Județean Vrancea și al Municipiului Focșani, a debutat astăzi cu o conferință de presă la care au participat reprezentanți ai administrației publice locale, jucătoare, arbitri și organizatori. Din partea primăriei Municipiului Focșani a fost prezent primarul Cristi Misăilă, care a apreciat valoarea întrecerii. Sprijinim și celelalte sporturi ale municipalității și ale județului, este vorba despre tenis. Iată, astăzi participăm la inaugurarea acestei ediții, a 12-a ediție a turneului Vrancea Trophy, o tradiție, spuneam, pentru tenis, când participanții din mai multe colțuri ale lumii și din țară se vor întrece pentru a obține premiile puse la bătaie de către organizatori, printre care și noi am acordat o anumită sumă, este vorba de 48.000 de lei, care se vor constitui ca premii în bani pentru toți participanții la această competiție. Ne dorim pe viitor ca să organizăm mult mai multe
activități pe linia sportului vrâncean și focșănean și totodată să reușim să dezvoltăm bazele sportive ale municipiului. Iată, după cum bine știți, deja suntem în curs de finalizare. Compania Națională de Investiții va finaliza în curând bazinul de înot olimpic. De asemenea, deja s-au demarat procedurile pentru a se reabilita bazele sportive ale celor două stadioane ale municipiului. Este vorba de stadionul Tineretului și stadionul Milcovo. Deja săptămâna trecută au fost depuse documentele la Compania Națională de Investiții. Știm foarte bine că pe lista dumnealor de investiții sunt prinse și aceste două importante baze sportive ale noastre. Ploaia a dat peste cap planurile organizatorilor, aceștia fiind nevoiți să amâne partidele programate astăzi din cauza terenurilor impracticabile. A 12-a ediție presupune deja o tradiție, o tradiție începută de regretatul profesor George Puroiu și continuat, iată, astăzi cu succes de Răzvan Bucuroiu. Fericită, Răzvan! Este o muncă asiduă în spatele organizării unui astfel de turneu. Fără munca dumnealui nu era posibil realizarea unui astfel de eveniment. Eveniment care, bineînțeles, nu poate fi realizat fără sprijinul sponsorilor de asemenea. Menționez în primul rând autoritățile locale care de la prima ediție ne-au fost alături. Consiliul Județean Vrancea, Primăria Municipiului Focșani, mulțumesc de această cale domnului primar prezent astăzi aici. Prezența dumneavoastră denotă și interesul pe care îl arată față de tenisul de câmp în județul Vrancea. Premiile totale de la ediția 12 a turneului sunt în valoare de $15.000, la care se adaugă alți $5.000 pentru ospitalitate. Câștigătoarea turneului feminin va primi un premiu în valoare de $2.200, dar și 25 de puncte în clasamentul internațional. Finala mare a competiției este programată sâmbătă de la ora 11. În continuare, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi frumoasă ca aspect. Cerul va fi doar parțial înnorat, iar vântul va sufla moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 14 și 16 grade, iar cele maxime între 24 și 26 de grade Celsius. Cu datele despre vreme, punem punct ediției știrilor de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, la revedere!